Așa zicea psalmistul în psalmul 90, din veșnicie în veșnicie, Tu ești Dumnezeu. Și șade pe un scaun de domnie și nimeni nu-L poate să-L clatine, ba zice Biblia că dacă are nevoie să fie apărat Dumnezeu, își cheamă în apărare copiii. Din gura pruncilor și a celor ce sug la piept, ți-ai scos o întăritură de apărare, spune psalmistul acolo, împotriva vrăjmașilor tăi. Ca să dovedească Dumnezeu că El nu are nevoie să fie apărat. Odată a încercat un om să-L ajute, amintiți-vă de Uza, ca să nu se răstoarne carul în care era așezat chivotul Domnului și Dumnezeu l-a lovit pe loc. Pentru că Dumnezeul nostru nu are dușmani pe măsura înălțimii sale. Ferice de cei care îl binecuvântăm și îl cinstim în vremea de acum, pentru că va veni și vremea în care cei care astăzi înaintează necinstirea lui Dumnezeu, zice Biblia, că vor ajunge în ziua judecății în fața lui împărații și vor închide gura. Stăpânitorii și filozofii națiunilor vor rămâne muți pentru că vor vedea ce n-au mai văzut și vor auzi ce nu mai auziseră. În această dimineață avem harul să îl binecuvântăm pe Dumnezeu. Și uitându-mă în Sfintele Scripturi și zilele acestea, la un moment dat m-am trezit umplându-mi se ochii de lacrimi, dându-mi seama cât de comună este experiența oamenilor din Sfintele Scripturi cu experiența mea din zilele de astăzi. Am progresat științific, tehnologic. Beneficiem de o atmosferă plăcută în casa Domnului față de străbunii noștri care se adunau prin peșteri sau prin crăpăturile munților, cum zice Sfânta Scriptură. Avem stații de amplificare, avem telefoane mobile, putem să luăm legătura cu oameni de la capătul pământului în câteva secunde. Dar din punct de vedere a experiențelor mele sufletești, nu ne-am schimbat deloc de 6.000 de ani. Suntem la fel, suntem tot oameni, simțim la fel durerile și nevoile, suntem la fel de sensibili în fața păcatului și găsim în noi exact aceleași dorințe pe care le-au găsit și oamenii din Scriptură. Din punctul acesta de vedere, chiar dacă Biblia aceasta este veche, nu este învechită. Biblia e veșnică. Pentru că ea are de-a face cu adevărurile mântuirii noastre, care nu și-au schimbat structura. Iată ce citesc în cartea lui Iov, de exemplu, capitolul 9, versetul 25. Zilele mele aleargă mai iuț decât un alergător. Fug, fără să fi văzut fericirea. Trec ca și corăbile cele iuți, ca vultul care se repede asupra prăzii. Așa îmi trece viața, zice Iov. Mă uit la viața mea zilele trecute, am împlinit 34 de ani. Mulțumesc. În urmă cu 2 ani de zile, tot aici în Irlanda, am împlinit 32 de ani. Și 9 ani de căsătorie am împlinit recent. Au trecut ani și îmi cresc copiii și încep să încărunțesc și parcă ieri eram un copil. Și îmi dau seama că viața mea fuge. Chiar dacă am evoluat, nu putem să oprim timpul. Viața se duce. Citesc în, tot aici în Iov, în capitolul 14, versetul 18. Cum se prăbușește muntele și piere, cum piere stânca din locul ei, cum este mâncată piața de ape, cum este luat pământul de râu, așa nimicești tu nădejdea omului. Am văzut pe parcursul vieții mele cum mi s-au destrămat visuri și dorințe și nădejde și speranțe. Și m-am bucurat să văd că aceste experiențe le-au fost comune și oamenilor din Scriptură. Suntem la fel de mii de ani. Așa că Scriptura este capabilă să răspundă nevoilor mele din generația de astăzi, din secolul 21, pentru că nu am bătrânit Sfânta Scriptură. Noi am rămas la fel. Până când va veni Dumnezeu, cum spune Apostolul Romani, și va face răscumpărarea trupului nostru, când vom beneficia împreună cu toată creația de o înnoire totală, când va aduce Dumnezeu în existență acea împărăție promisă prin profeți, în care nu se va mai face niciun rău, în care nu se mai face nedreptăți, în care va fi pace și bucurie în Duhul Sfânt,
în care vor fi împlinite toate așteptările mele, în care nu voi mai fi ispitit de păcat, în care trupul meu nu va mai trebui răstignit, cum zice apostolul, pentru că nu va mai fi nicio dorință păcătoasă acolo. Dumnezeu să ne ajute să ajungem în acea împărăție. Pentru dimineața aceasta, aș vrea să pornim în meditația noastră și în timpul acesta de învățătură de la cuvintele Domnului din Isaia, capitolul 55, unde citim în versetul 8 cuvintele Domnului Dumnezeu prin acest profet care a plătit cu sânge cuvintele care le-a scris. Isaia a fost tăiat în două cu ferăstrăul de către oamenii regelui care l-au urmărit în timp ce el a fugit și s-a ascuns în scorbura unui copac. Copacul a fost tăiat cu ferăstrăul și Isaia împreună cu copacul. Despre el spune Pavel în Evrei 11 că unii au fost tăiați în două cu ferăstrăul. Așadar, cuvintele acestea au fost plătite cu sânge. Iată ce citim aici. Dumnezeu spune: căci gândurile mele nu sunt gândurile voastre și căile voastre nu sunt căile mele, zice Domnul. Gândurile mele nu sunt gândurile voastre, căile mele nu sunt căile voastre. Vreau să vă întreb, și m-am întrebat când am citit aceste cuvinte, asta este ceva normal? E o constatare a lui Dumnezeu? Sau este o formă de mustrare din partea lui Dumnezeu care poate să ne smerească fără să ne umilească? Care ne vorbește așa de sensibil deseori încât să înțelegem noi adevărul din spatele acestor cuvinte. Gândurile mele nu sunt gândurile voastre și căile mele nu sunt căile voastre. Așa cum îl cunosc eu pe Dumnezeu din Sfânta Scriptură și după ceea ce citesc în Biblie, cred că Dumnezeu a spus aceste cuvinte ca o mustrare pentru evrei. Pentru că iată ce citim în 1 Corinteni, în capitolul 2, ultimul verset al capitolului 2 din 1 Corinteni. Căci cine a cunoscut gândul Domnului ca să-i poată da învățătură? Noi însă avem gândul lui Hristos, gândul lui Dumnezeu. Nu ne îndemna apostolul Pavel în Filipeni, în capitolul 2, să aveți în voi gândul care era în Hristos Iisus? Adică Dumnezeu se așteaptă ca eu să gândesc ca și El. Și Dumnezeu mustră aici pe evrei și zice: nu gândiți bine, gândurile voastre sunt departe de gândurile mele, căile voastre sunt departe de căile mele. Nu-mi place cum gândiți, zice Dumnezeu. Și am sezizat, cum am mai spus și altă dată, că în centru gândirii lui Dumnezeu sunt eu. Ce gânduri ai, Dumnezeule? La ce te gândești tu? Vedeți că intrăm în acest imperiu uriaș al gândurilor. Și citesc în această zi că Dumnezeu se gândește la mine. Așa spune Psalmul 40, acolo ultimul verset sau penultimul verset, zice David: eu sunt sărac și lipsit, dar Domnul se gândește la mine. E preocupat Dumnezeu de această fărâmă de țărână care trece așa de iute, cum citeam din cartea lui Iov. Psalmul 8: când privesc luna, stele pe care le-ai creat tu, lucrarea mâinilor tale, îmi zic, ce este omul ca să te gândești la el? Și fiul omului ca să-l bagi în seamă. Cum s-a spus la timpul de rugăciune, suntem un fir de praf în universul acesta. Gândiți-vă că până unde reușim noi să vedem, sunt miliarde de ani lumină distanță în universul acesta. Ce este omul? Și totuși, Biblia spune că Dumnezeul acesta atât de preocupat, atât de aglomerat, dacă vreți, cu tot universul acesta, stă și se gândește la om. Și l-a făcut pe om ca obiect al atenției sale, al gândurilor sale. Este atent asupra a tot ce se întâmplă în viața sa. Citeam, de exemplu, în cartea Genesa,
despre Iacov. Când Iacov alege să plece de la Laban, după 20 de ani de muncă, știi ce zice Dumnezeu lui Iacov? Iacov, am văzut tot ce ți-a făcut Laban. Am văzut când ți-a schimbat simbria, de 10 ori mi-a schimbat simbria. Am văzut când te-a înșelat și te-a păcălit și te-a făcut să lucrezi 14 ani pentru soția iubită. Am văzut tot. Acolo spune despre Lea că a doua soție a lui Iacov, mă refer în ordinea preferințelor, el o iubea pe Rahela. Și Biblia că Dumnezeu a văzut că Lea nu era iubită. Vede Dumnezeu sentimentele neîmplinite ale soțiilor din casele noastre. Vede Dumnezeu rănile sufletești din inima copiilor, a bărbaților. Toate le vede Dumnezeu. Eu sunt obiectul atenției Creatorului meu. Într-o seară citeam, eram împreună cu soția, ea croșeta ceva și o citeam cu voce tare dintr-o carte. Și ne-am oprit amândoi, mirați asupra unui adevăr pe care l-am descoperit în cartea Genesa, din cartea aceea, în care se spune că atunci când Agar și-a lepădat copilul și s-a retras deoparte să plângă, nevrând să vadă moartea copilului ei, care nu mai avea apă în pustiu, ci Biblia că Dumnezeu a trimis un înger, i-a spus pe nume, a vorbit cu ea și i-a zis acolo ceva ce ne scapă atenției când citim. I-a zis, ia copilul și ține-l de mână. Și spunea autorul acelei cărți, uitați-vă cât de atent este Dumnezeu la cele mai naturale gesturi pentru un om, pentru o mamă. Să-ți ții copilul de mână. Dumnezeu este atent la asta. A considerat Dumnezeu că este important în acea experiență să-i spună acestei femei să-și țină copilul de mână. Am un Dumnezeu care mă privește în toate împrejurările vieții. Citeam chiar dimineața în timpul de închinare despre Ezechia, care a venit profetul Isaia și a spus să știi că vei muri și nu vei mai trăi, rândește-ți casa, se duce viața ta, era bolnav. Și ce Biblia că Ezechia s-a întors spre perete și a început să plângă, să-i spună lui Dumnezeu, Doamne, știi că n-am curvit, știi că n-am băut în viața mea și nu m-am dădit băuturii. Știi că am trăit cu neplănire, că am deschis ușile casei tale, că te-am slujit. Profetul ieșise numai până în curtea palatului și Duhul Domnului spune, du-te înapoi. Și spune lui Ezechia că am văzut lacrimile sale. Doamne, dar nu ești așa de aglomerat, sunt 7 miliarde de oameni pe pământul acesta. Ai în istoria lumii miliarde de oameni care au trecut. Te așteaptă un viitor, tu faci planuri, ești așa de aglomerat. Ai timp să vezi lacrimile care îmi curg mie din ochi? Da, zice Dumnezeu, pentru că mă gândesc la tine. Și nu se gândește așa superficial, știi? Noi, de exemplu, cum lucrez în învățământ, am o clasă de elevi, 25 de elevi. Mă gândesc așa superficial, uite ăla cam nu știe asta, asta, asta. Dar nu, Dumnezeu zice Biblia că se gândește mult. Zice Psalmul 139, dacă aș număra gândurile tale cu privire la mine, sunt mai multe decât firele de nisip de pe țărmul mării. Vă dați seama cât atenție dă Dumnezeu acestei făpturi de carne omului. Și întrebarea mea pentru noi în această zi este de ce totuși gândurile noastre sunt așa de diferite de gândurile Domnului? Pentru că așa cum spuneam, Dumnezeu se așteaptă să gândim ca și El. Pentru că spune Apostolul Pavel în Faptele Apostolului, în capitolul 17, că noi suntem din neamul lui Dumnezeu. Vreau să spun iubitul meu, ascultător, frate, soră, tânăr, bărbat sau femeie, că nu ești doar o maimuță care a evoluat, ci suntem neam cu Dumnezeu. Suntem din aceeași specie cu Creatorul. Suntem rudenile lui Dumnezeu. De aceea zice Apostolul Pavel că Dumnezeu poruncește astăzi tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască, pentru că ne-am îndepărtat de originea noastră nobilă. Și de aceea Dumnezeu va judeca pe orice om în ziua aceea, pentru că am avut o menire nobilă.
Iată, mă uit în experiența mea didactică la bieții copilași, pe care noi îi neglijăm adesea, zicem că sunt copii. Am descoperit că chipul lui Dumnezeu, dat de la creație, nu s-a pierdut din ființa umană. Ea a fost acoperită de păcate și de nelegiuiri. Dar când stau cu un copil de vorbă și îi pun în mod clar, autentic, adevărul în față, cât de obraznic ar fi, cât de nesimțit ar fi, cât de mincinos este, observ că la un moment dat cedează, apleacă capul în jos, zice, da, așa e cum ziceți dumneavoastră. De ce? Pentru că orice ființă de pe pământul acesta poartă în sine chipul lui Dumnezeu. Adică acea sensibilitate în virtutea căruia tresar la adevăr. De aceea s-a inventat detectorul de minciuni. Pentru că omul nu rezistă în fața adevărului. Omul cedează. Purtăm în noi chipul acesta lui Dumnezeu. Amintiți-vă de David când i s-a pus situația cu mielușaua săracului și oile bogatului. A zis David, 4.000 să dea înapoi bogatul săracului pentru că i-a luat mielușaua. Și profetul Natan îi spune, Davide, tu ești omul ăla. Și David, măcar că era rege, nu zice vreunui slujitor, ia sabia și taie capul ăsta să nu mai știe nimeni. Ci și-a dat seama că stă în fața lui Dumnezeu, care are un aliat Dumnezeu în conștiința dumitale. Nu o să poți să te aperi înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu a pus în tine un aliat al său, propria ta conștiință. De aceea zice apostolul în fapte că Dumnezeu poruncește astăzi tuturor oameni să se pocăiască pentru că a rânduit o zi a judecății în care nu va mai fi chip de scăpare. De ce gândurile mele și gândurile lui Dumnezeu nu sunt identice? Asta este păcatul care distruge familiile, mentalitățile lumești. Ne-am îndepărtat așa de mult de gândirea lui Dumnezeu. Căile noastre au ajuns așa de departe de căile lui Dumnezeu, încât nu-i de mirare de roadele pe care le culegem în viața de familie. Că nu se poate să semeni ceva în pământ și să nu crească. Și ce semeni, vorba apostolului Pavel, aceea vei culege. Aș vrea să vă spun că primul lucru care cred eu că afectează foarte mult gândirea omului și mentalitatea lui sunt iluziile care îl stăpânesc. Spunea odată un frate că viața, indiferent de iluzia ce o stăpânește, este doar un scurt interval de timp care nu trebuie să-i cazi prizonier. Dar m-am uitat în viața mea și în viața oamenilor din jurul meu și am constatat că oamenii sunt captivați și purtați de iluzii. De credința că lucrurile... Avem o lume interioară, o lume a imaginației noastre. Zice Sfânta Scriptură, de exemplu, despre Haman, că atunci când împăratul l-a chemat să îl întrebe ce să facă unui om pe care vrea să-l cinstească împăratul, Haman a început să-și închipuie. Pe cine ar vrea împăratul să-l cinstească decât pe mine? O iluzie. Și am constatat că omul este stăpânit de astfel de iluzii. Așa de mult încât zice la un moment dat Solomon în Proverbe că multe căi îi separ omului bune, dar la urmă se văd că duc la moarte. Și adesea mă uit la mine și văd că merg spre atâtea drumuri, spre atâtea iluzii, pe care mi le-am construit singur. Zice Biblia, de exemplu, în Proverbe, că bogăția este un zid de apărare în închipuirea celui bogat. Adică o iluzie. Și dragul meu ascultător, frate și soră, orice ți-ai propus în lumea aceasta, să știi că este o iluzie. Asta zice Solomon, care a reușit să-și adune în viață, zice, bogății cum n-a mai adunat nimeni până la el. Să se bucure de plăceri cum nu s-a mai avut nimeni ocazia. A avut 1.000 de neveste, 1.000 de femei. A avut bogăție cum n-a mai avut nimeni. Și știi ce a spus el la sfârșitul vieții? Toate sunt iluzii, goană după vânt. Se spune că la un moment dat împăratul Solomon stătea pe țărmul mării și în port ancorau tot felul de corăbi, aduceau mărfuri din străinătate, altele se încărcau și plecau și lângă el era unul dintre miniștrii săi
Și l-a întrebat pe unul dintre ei, spune-mi cam câte corăbii vin într-un an în portul acesta și își descarcă mărfurile. Și câte pleacă? Și ministrul, fără să stea foarte mult pe gânduri, i-a spus, Maestatea dumneavoastră, 3 corăbii. Cum 3? Dar uite aici în fața mea cum zeci de corăbii sunt ancorate și altele așteaptă să se elibereze portul, să intre în port. Cum spui tu că 3 corăbii? Nu, împărate, doar 3 corăbii circulă pe mări. Cum? Și spune, păi oamenii călătoresc cu corabia unii din dragostea de navuțire. Majoritatea corăbilor circulă pentru că fac comerț, duc mărfuri, le vând mai scump, le cumpără mai ieftin și se îmbogățesc. Este corabia celor care iubesc banii. Dorința de navuțire, asta este o primă corabie. Alții călătoresc pentru că le place, fac excursii, sunt corăbile de plimbare pe mare. Merg să viziteze, să se plimbe. Este corabia celor care trăiesc pentru a-și împlini poftele și dorințele. Mai este apoi o grupare de corăbii care pornesc din porturi pentru că doresc să exploateze zone necunoscute, să vină înapoi, să uimească societatea ce au descoperit, mă refer aici la Magellan, Columb și alții, care au descoperit noi zone și și-au făcut un titlu. Este gruparea corăbilor celor care merg prin lume din dorința de a deveni cineva și de a fi vedete. Doar astea 3 corăbii. Vreau să vă spun, iubiți ascultători, că mai este o corabie. Este o corabie în care s-a urcat Mântuitorul nostru scump, împreună cu ucenicii săi. Și vă invit în această dimineață să ne urcăm împreună cu El în corabie. Celelalte corăbii sunt sortite naufragiului, indiferent cât de renumite ar fi. Corabia în care s-a urcat Mântuitorul va ajunge pe țărmul celălalt în țara Canaanului. Dumnezeu să ne ajute să ajungem acolo. Noi gândim diferit de Dumnezeu pentru că suntem absorbiți de iluziile noastre. Am citit despre Apostolul Petru, care, cuprins de iluzia că el va deveni cineva în împărăția lui Iisus Hristos, când Iisus i-a spus, știi ce, Petre? Eu urmează să merg la Ierusalim, să mor pentru Ierusalim, să fiu dat batjocorii, să fiu scuipat și să fiu răstignit. Petru i-a zis, să te ferească Dumnezeu, Doamne, să ți se întâmple așa ceva. Petre, gândurile tale sunt gânduri de ale oamenilor, nu sunt gândurile lui Dumnezeu. Înapoi a mea, Satana. Tu nu gândești cum ar trebui să gândești. De 3 ani de zile ești lângă mine, Petre, și n-ai învățat cum gândesc eu. Tu nu știi că nu pot să câștig decât dacă pierd. Tu nu știi că eu am venit să fiu rege, dar nu pot să ajung rege decât dacă sunt scuipat și bătut și mor. Tu știi că eu sunt biruitorul tuturor duhurilor, domnilor și stăpânilor care sunt în locurile cerești. Dar această biruință nu pot să o câștig decât dacă devin înfrânt. Nu știi că eu sunt menit să dobândesc un nume mai minunat decât al îngerilor, spune Apostolul Pavel în Evrei. Mult mai minunat decât al lor. Dar acest nume nu pot să-l dobândesc decât dacă sufăr moartea. Ești purtat de iluzii. Amintiți-vă de cei 2 ucenici care mergeau în drum spre Emaus și s-au întâlnit cu Mântuitorul și îi spunea Mântuitorul, noi credeam că El este acela care va elibera pe evrei, dar de 3 zile e mormânt. Atei iluzii ne conduc prin viața noastră și gândurile noastre sunt absorbite din cauza aceasta și ne trezim la un moment dat că gândim așa de departe de Dumnezeu. Mă duc aminte că am citit despre o femeie, era căsătorită cu un bărbat foarte dificil, bețivan, o înșela, o bătea și măcar că era creștină, a decis într-o zi să divorțeze. A mers la un avocat și a spus, te rog să mediezi conflictul nostru, să divorțăm. Cum avocatul era un creștin, un om cu teamă de Dumnezeu și care nu vrea să accepte divorțul, a refuzat. Femeia a oferit o sumă mare de bani, dar bărbatul acesta a zis, Doamnă, eu nu sunt de acord cu divorțul, Dumnezeu a creat
o femeie pentru un bărbat și un bărbat pentru o femeie pentru toată viața? Și Dumnezeu urăște despărțirea în căsătorie, spune Sfânta Scriptură. Femeia i-a propus o sumă mai mare. L-a lăsat timp să se gândească. A revenit. A tot insistat ca femeia văduvă din pilda, din Evanghelie. Pe lângă acest advocat, tot bătându-l la cap. Și la un moment dat, advocatul a cedat și a zis, bun, uite, sunt de acord să intermediez cazul vostru. Dar îți dau un sfat. Dacă vrei să te despați de bărbatul tău și vrei să-l faci să-l doară, să sufere după tine, cât timp încă mai sunteți împreună până la divorț, poartă-te cu el așa încât să-i pară rău după tine. Când strigă la tine, vorbește-i blând. Când vine acasă beat, pregătește-i ceva de mâncare. Poartă-te cu el ca și cu un înger. Fii o femeie după care, pe care să nu mai poată întâlni niciodată în viață. Și după ce o să divorțați, o să-l vezi că o să-l doară, pentru că nu o să mai găsească o comoară ca tine. Femeia i-a urmat sfatul. Și urma să vină peste un timp din nou la întâlnire, dar a observat că femeia nu mai vine. A trecut o lună, a trecut două, a trecut trei, a trecut vreo 6 luni de zile. După vreo 6 luni de zile s-a întâlnit advocatul cu femeia. Și întreabă advocatul, dar de ce nu mai vii la... Ei, zice, tu nu știi ce bărbat am eu. Tu nu știi ce s-a schimbat la noi în casă. Casa noastră a devenit un colț de rai. Dragii mei, de foarte multe ori lucrurile nu merg bine în casele noastre, pentru că nu gândim cum gândește Dumnezeu. Domnul a venit să ne dea o pildă, zice apostolul, să călcăm pe urmele sale. Dumnezeu ne-a zis, dacă vrei să trăiești, trebuie să mori. Dacă vrei să învingi, trebuie să fii biruit. Dacă vrei să fii mare, trebuie să fii mic. Dacă vrei să fii stăpân, trebuie să te faci slujitor. Asta este mentalitatea lui Dumnezeu. Le-a zis Domnul ucenicilor, cine e mai mare dintre voi? Eu sunt Domnul și învățătorul vostru, uitați-vă la mine, știți ce fac eu? Eu vin și vă spăl picioarele. Doamne, zice Petru, cum să speli tu picioarele? Să știi că dacă nu spăl eu picioarele, nu o să ai parte cu mine. Dacă nu vezi lecția asta, n-ai cum să ajungi în împărăția lui Dumnezeu. Pe aici ai drumul. Până ce nu ți s-a schimbat modul de gândire, să devină gândirea ta ca și a lui Dumnezeu, n-ai cum să ajungi în împărăția lui Dumnezeu. I-a zis Domnului Nicodim, dacă un om nu se naște din nou, dacă nu-și schimbă mentalitatea, n-are cum să vadă împărăția lui Dumnezeu. Dar Doamne, eu sunt învățătorul legii. Eu îi învăț pe evrei cum să trăiască de o poruncile tale. Nu o să ajungi în împărăția lui Dumnezeu. Până când n-ai învățat să gândești cum gândește Dumnezeu, ești un înfrânt. Pierzi. Pentru că aminte că într-o zi eram la o benzinărie în orașul nostru. Era șoseaua, era în lucru, se închiseseră accesul spre benzinărie, doar într-un, este o benzinărie într-o zonă centrală, în Podgoria, se poate intra din mai multe zone, înconjurate de șosele, și erau închise toate. Când să ies, singura ieșire mă scotea peste pod, peste grădiște, un pod mare, și aveam drum destul de lung, am socotit că o iau pe contrasens, ies pe unde am intrat. Și când să ies încet, vine altul care vrea să intre, era sens unic, s-a așezat în fața mea, măcar că i-am făcut loc, avea loc pe lângă mine să treacă, a început să claxoneze, să facă tot felul de semne, să înjure. După aceea a venit în dreptul meu, s-a oprit, i-am deschis și eu geamul, m-am oprit și eu, a început să ture, la înjurături, să-și descarce toți nervii și jurături, că eu am luat-o pe contrasens. Și am stat liniștit și după ce s-a terminat el toată această furtună de cuvinte, l-am întrebat, zic, tu pe unde ai să ieși din benzinărie? Atunci s-a uitat, pentru că a fost o zonă în care tot se închidea și se deschidea drumul. Și iar au închis drumurile și au început să înjure pe ceilalți. Dragii mei, mă întreabă cineva, chiar zilele trecute, cum de reușesc unor să-mi păstrez calmul în asemenea de situații? Că și eu sunt om ca voi și sunt bărbat. Dragii mei, am observat că reacțiile noastre își au rădăcinile în modul în care gândim. Vă amintiți când David, înconjurat de viteji lângă el, fugea de Absalom, un om de nimic, un câine mort, cum îl numește slujitorul său, vântura praf peste soldații lui David. Stăteam pe vârful muntului, bătea vântul și el vântura praf peste oastea lui David. Și rostea tot felul de blesteme și înjurături.
Și unul dintre oameni de lângă David, pierdându-se răbdare, ce lasă-mă să mă duc să-i dau una, nu mai trebuie să-i dau a doua lovitură. Și David zice, stai liniștit. De unde știi că nu Dumnezeu a zis să facă asta? Eu gândesc altfel. Trăim într-o lume în care mintea și gândurile noastre sunt absorbite de tot felul de iluzii. Dacă vrei să gândim ca și Dumnezeu, învăț în seara aceasta, în dimineața aceasta, să nu mă las doborât de propriile mele iluzii. Chiar zilele trecute îmi scria un prieten frământat de dezamăgiri, de regrete. Și am spus, de ce te lași păcălit? Încă n-ai învățat că diavolul, dușmanul nostru, vrăjmașul nostru, ne câștigă atenția cu tot felul de iluzii. Că dacă am fi făcut altfel era mai bine, că dacă am fi procedat altfel, ești ca și păcală care tot începi să numeri ce ar fi ieșit din ouăle pe care le-ai fiert. Puicuțe, cocoși. Păi de unde știi le-ai fiert? Mănâncă-le și bucură-te. De ce să judeci ce-o fi ieșit din ele? Trăim după tot felul de iluzii. Azi, cum noi râdem de omul ăsta, dar de foarte multe ori, noi credincioșii, ne-am creat un fel de paradis al nostru, mintea noastră. Și încercăm să-l atingem și toate gândurile noastre sunt absorbite de aceste iluzii și ne trezim că gândim așa de diferit de Dumnezeu. Încât Dumnezeu spune cât este cerul de pământ, așa de mult s-au depărtat gândurile voastre de gândurile mele. Apoi, un al doilea motiv pentru care gândim diferit de Dumnezeu este faptul că ne aruncăm gândurile spre alte ținte. Spunea Nicolae Iorga la un moment dat că un om nu este al locului unde șade, ci al țintei spre care privește. Că de fapt toată devenirea mea, toată calitatea vieții mele depinde de țintele, de idealurile care mi-au câștigat atenția în viață. Cum am zis, de exemplu, cu întâmplarea cu Solomon și cu corăbile, unii dintre noi și-au propus să devină bogați. Știți că toate gândurile lor sunt absorbite spre asta? Am un astfel de prieten. L-am întrebat într-o zi când am văzut că era foarte stresat. Ce te gândești? Tu mă gândești, zice, cum să fac mai mulți bani? Și am văzut, într-adevăr, a reușit să-și facă ceva. Dar un om care și-a pierdut liniștea, era predicator cândva. Nu mai predică, nu mai slujește. Pentru că idealul acesta, ținta aceasta, i-a absorbit ființa și gândurile și viața. Și apoi nu-i de mirare că te dedai la tot felul de înșelăciuni, zice apostolul că cine și-a propus asta se străpunge singur cu o mulțime de chinuri, de aici se trag foarte multe ispite, cad în ispite și lați, sunt ispite și lațuri în care ajungem datorită țintelor noastre. De aceea ne rugăm în rugăciunea Tatăl nostru, Doamne, nu ne duce pe noi în ispită, dar știți că sunt ispite în care ne ducem noi singuri, pe care Dumnezeu nu le-a fi așezat în calea noastră, dar le punem singuri pentru că ne-am aruncat astfel de ținte. Și cine și-a propus astfel de lucruri, nu poate să mai gândească ca și Dumnezeu. Am rămas o dată bulversat, sufletește, executasem o lucrare la cineva și nu puteam să o termin, a trebuit să ne despărțim. Și cel care era antreprenorul, mi-a zis că pentru terminarea acelei lucrări, eu i-am oferit să rămână 10 lei, măcar că era mult 10 lei pentru ce trebuia făcut pe metru pătrat. Și el mi-a cerut 15, zice, nu voi găsi om pentru 10 lei să vină să facă la metru pătrat asta. Era vorba de rostuit ceva. Și am zis, bine, 15 că cert. Și după aceea am trebuit să trec pe acel șantier și să văd pe cel care executa lucrarea. Și l-am întrebat în particular, cât îți de la metru? Și mi-a zis, 4 lei. Cunoscând situația financiară a unuia și a altuia și văzând această diferență de uriașă de preț, acum să o cotez, probabil o diferență era normală dacă el răspundea de lucrare și așa mai departe, dar diferența aceasta uriașă mi-a creat o scârbă față de mijlocul acesta de a trata oamenii. Și mi-am dat seama, dacă ți-ai propus să devii bogat, nu o să se separa normal să-l faci pe fratele tău, pe prietenul tău slugă și să faci astfel de chestii.
Dar când ți-ai propus și când țintele tale sunt împărăția lui Dumnezeu, gândurile tale vor fi absorbite în această direcție. Sunt oameni care și-au propus să devină vedete în societatea de astăzi. Și oamenii aceștia vor fi capabili de orice sacrificii. Și sunt oameni care și-au pierdut copiii, și-au pierdut familia, și-au pierdut prietenii, pentru că au vrut să devină cineva. Sunt oameni care și-au propus să se împlinească pe ei, să se bucure de plăcerile de o clipă ale păcatului. Și oamenii aceștia vor sacrifica orice valoare pentru a-și împlini acest scop. De ce gândim diferit de Dumnezeu? Pentru că avem alte ținte decât țintele lui Dumnezeu. Una dintre fotografiile care mi-au atras cel mai mult atenția în viață și mi-au rămas era a unui înger care purta o cunună de aur în mână, pregătită pentru un muritor, pentru un om. Și omul respectiv era partea de jos a tabloului, era plecat cu o greblă asupra unei grămezi de fân și aduna fân în timp ce îngerul chema să-i dea cunună. Și mi-am dat seama că cam asta este diferența dintre ce dorește Dumnezeu și ce dorim noi. Dumnezeu ne cheamă la o împărăție veșnică și nestrămutată, o crună care nu se poate veșteni a slavei, pentru care, zice Apostolul Pavel, pentru el am pierdut toate și le socotesc ca un gunoi, ca să-l câștig pe Hristos, mă arunc spre ce este înainte, că pentru că vreau să câștig premiul, în timp ce noi suntem preocupați de tot felul de ținte din acestea care nu sunt altceva decât paie. Orice plăcere, orice ți-ai fi propus aici în lume, nu-i decât o iluzie și goană după vânt, cum citeam din Eclesiastul. Vă aduc în fața în această dimineață exemplu tânărului bogat. Zice Biblia în Matei, în capitolul 9, că a venit la Mântuitorul cu întrebarea: Doamne, ce să fac ca să moștenez viața veșnică? După ce Domnul îi spune, știi ce trebuie să faci? Să păzești poruncile. Care? Păi să nu minți, să nu furi, să nu prea curvești, să nu faci o mărturisie mincinoasă, să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta și să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Tânărul i-a zis, toate astea le-am păzit cu grijă din tinerețea mea, ce mai lipsește? Rari oameni care să mai păzească cuvintele astea cu toată grijă. Rar oameni să mai găsește astăzi oameni morali în societate, oameni cu minți. Dacă vrei să fii desăvârșit, i-a zis Iisus, du-te de vinde ce ai de la săraci și vei avea o comoară în cer, apoi vino și urmează-mă. Ce l-a invitat Domnul Iisus Hristos pe tânăr să facă aici? Tânărul, zice Biblia, când a auzit aceste cuvinte, a plecat întristat de tot pentru că avea multe bogății și cântărind el chemarea Mântuitorului și bogățiile sale, a zis, mi-s mai dragi astea, și a plecat trist de la Domnul. Uitându-mă la asupra acestui pasaj, Domnul trimite, zice, du-te, vinde tot ce ai și de la săraci și vei avea o comoară în ceruri. Știți ce a cerut tânărul? Vreau să moștenesc împărăția ta, viața veșnică. Vreau să ajung în ceruri. Și Domnul, și simplu, dacă vrei să ajungi în ceruri, mută-ți comoara în ceruri. Du-te, vinde tot ce ai și vei avea o comoară în cer. Și apoi vino și urmează-mă. Și tânărul a refuzat să-și pună comoara în cer. Dacă vreți să gândim ca și Dumnezeu, nu se poate decât dacă ne punem comoara în cerul, pentru că acolo unde este comoara noastră, este și inima noastră. Acolo unde ne-am așezat valorile noastre, acolo ne va fi îndreptată și inima noastră. Dragii mei, ok, a trecut timpul. Nu se va produce nicio schimbare în modul în care gândim. Nu se va produce nimic în modul mentalitățile noastre. Dacă fiecare dintre noi în ziua de astăzi nu ne întrebăm care sunt adevăratele mele comori? Care sunt adevăratele mele ținte? Uneori sunt chemat să predic la vreo evanghelizare sau o misiune în țară. Și trebuie să-mi pregătesc predica. Și în timp ce stau la birou, copiii mă supără și mă nervez.
Și în timp ce mă enervez, Duhul Sfânt îmi spune: Alin, ce ți-ai propus? Să iasă o predică bună? Sau vrei să moștenești împărăția lui Dumnezeu? Adesea am pus, chiar și că diavolul ispitește și pe lucrurile bune, numai pe cele rele, să știți, sunt ispite de-a dreapta și ispite de la stânga, adică sunt ispitele păcatului, dar sunt și ispitele neprionirii. Greu este să găsești calea de mijloc, cum zice Eclesiastul, că numai cine-i plăcut lui Dumnezeu scapă de toate astea. Că unii sunt prea neprioniți și alții sunt prea răi. Care sunt dorințele tale? Și vreau să vă propun un test astăzi. Când ai plâns ultima oară? Și de ce ai plâns? Care sunt lucrurile care ți-au consumat o mare parte din timp, din timpul liber, în ultima vreme? Care sunt gândurile care te macină cel mai des în cursul zilelor? Și care sunt lucrurile pentru care cheltuiești cel mai mult din ceea ce ai? Dacă ți-ai propus să ajungi în împărăția lui Dumnezeu, ai scăpat o minciună. Toată ziua ești întors pe dos. Până când nu găsești momentul în care să te poți retrage singur cu Creatorul, cu Mântuitorul tău, și să plângi și să simți iertarea Lui, nu mai ești bun de nimic. Ai scos un cuvânt nepotrivit, te-ai enervat pe cineva. Sunt experiențe comune, suntem oameni. Greșim. Va veni vremea când și trupul nostru va scăpa de robia acestei stricăciuni. Dar după aceea ești zdrobit și plângi și scalză lacrimi căderile tale. E dovada că inima ta și-a pus comoara în ceruri. Te scoli dimineața și gândurile tale se îndreaptă spre o altă existență. Mi-a promis Dumnezeu o împărăție fascinantă. O lume în care voi sta la masă cu Avram, cu Isaac și cu Iacov și cu Sfinții lui Dumnezeu. Amintiți-vă despre Iacov și Esau. Unul a avut gândurile lui Dumnezeu, mă refer la Iacov, care toată viața și-a dorit să fie binecuvântat. Și unul a avut gândul oamenilor, mă refer la Esau, care îi plăcea să petreacă timpul la câmp și era curvar și lumesc. Ce gânduri mă frământă de dimineața și până seara? Avem multe probleme de rezolvat. Sunt multe intenții, dar știți, și aici în adunare, în timp ce așteptam începerea slujbei, mă uitam la camerele acestea și mă gândeam, poate că undeva la capătul celălalt, dacă se transmite live, e soția și copiii mei. Pentru că inima mea este acolo, în România. Eu mă gândesc în fiecare zi cât timp a mai rămas până atunci, cum va fi întâlnirea, ce voi face. Pentru că acolo mi-este inima, acolo mi-este comoara. Dacă comoara ta este în ceruri, așa cum zicem, înseamnă că acolo ne gândim ziua, acolo ne zboară gândurile când mergem cu autobuzul, acolo ne zboară cântările noastre la timpul când lucrăm, când petrecem în familie. Apoi, dacă acolo ne este inima, pentru asta cheltuim. Pentru asta cheltuim nu numai timpul nostru, dar acceptăm batjocurile, rușinea. Își batjoc oamenii de noi. Voi sunteți toți încuiați cu cartea aia veche. Cartea asta veche rămâne adevărul lui Dumnezeu, stâlpul și temelia adevărului de-a lungul vremurilor. Și în încheiere, vă citesc cuvintele Apostolului Pavel, capitolul 6 din Galateni, versetul 14. În ce mă privește pe mine? Departe de mine gândul să mă laud cu altceva decât cu crucea Domnului Iisus Hristos, prin care lumea este răstignită față de mine și eu față de lume. Adică zice Pavel, știți ce, fraților? Pentru mine crucea, obiectul de batjocuri a societății, rușinea oamenilor, că Iisus a răbdat rușine pe cruce, a fost atârnat gol între cer și pământ. De aceea spune în Evanghelia după Matei că femeile priveau de departe, nu s-au apropiat.
rușinea acestei cruci și batjocura din cauza ei, nebunie pentru greci, pricep de potinire pentru iudei, a devenit, zice Apostolul Pavel, pentru mine comoara vieții mele, cununa mea de slavă. Am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc. Dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine și viața pe care o trăiesc acum în trup o trăiesc în nădejdea Împărăției lui Dumnezeu, a Fiului lui Dumnezeu care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Nu putem să ajungem să avem gândurile lui Dumnezeu decât dacă Hristos trăiește în noi și dacă, așa cum i-a propus Dumnezeu tânărului bogat, nu ne luăm în fiecare zi o cruce și călcăm pe urmele sale și ne răstignim ori de câte ori este nevoie pentru a putea gândi ca și Dumnezeu, ca și căile noastre să se sfârșească unde s-a sfârșit calea Mântuitorului care i-a spus lui Petru, Petre, dacă vrei să ajungi unde ajung eu, trebuie să și să fii ucenicul meu, trebuie să ții crucea, să te lepezi de tine și să vii după mine. Nu există ușă de intrare în Împărăția lui Dumnezeu decât crucea. Cei ce sunt al lui Hristos și-au răstignit firea pământească împreună cu patimile și poftele ei și de acum așteptăm viața viitoare. Dumnezeu să ne ajute. Amin.